În județul Călăraș, la examenul de definitivat derulat miercuri 22 iulie, dintre cei 85 de candidați cu drept de participare la proba scrisă, au fost prezenți 78. Conform metodologiei de concurs care permite acest lucru, 11 persoane au decis să se retragă și nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatură ce a depășit 37,3 grade Celsius. Cum s-a derulat examenul de definitivat? Au existat incidente? Niciun fel de incident. Examenul de definitivat s-a desfășurat respectând toate condițiile igienico-sanitare impuse, inclusiv repartizarea candidaților pe săli a respectat numărul de nu mai mult de 10. Au fost 8, respectiv 9 candidați în fiecare sală. Din cei 89 de candidați înscriși la acest examen, valizi, validate fișe, au fost 85. Am înregistrat și absenți în număr de 7. Conform metodologiei, ei au dreptul să se retragă și s-au retras 11 candidați. Nu am avut niciun candidat care să înregistreze temperatura de 37,3 și nu am avut niciun candidat eliminat. Când vor fi afișate rezultatele pentru examenul de definitivat? Da, primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie, atât la centrul de examen, cât și pe site-ul definitivat.edu.ro. Urmând apoi a se înregistra contestații, inclusiv în data de 30 iulie până la ora 12, și rezultatele finale le așteptăm pe data de 4 august. Știu că ați avut o perioadă foarte încărcată, a fost examenul de definitivat. Următorul examen, următorul pas va fi? Următorul examen va fi examenul de titularizare, care se va desfășura în data de 29, în centrul de examen de la Școala Gimnazială Nicolae Titulescu. Acolo avem mai mulți candidați, 321 sunt, vor fi prezenți. Va fi din nou destul de dificil de organizat, dar nu imposibil. Deja ne-am pregătit și toate condițiile igienico-sanitare vor fi îndeplinite.